ziua tuturor! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning, responsabil pentru campusul virtual al Universității Politehnica din Timișoara. Alături de mine este doamna prorector, responsabil cu activități academice, doamna profesor Gabriela Alina Dumitrel. Ne bucurăm că suntem alături... Da, bună, Alina! Ne bucurăm că suntem alături cu studenții UPT într-o sesiune în care dorim în special să vă arătăm câteva dintre problemele cele mai mari care apar în utilizarea campusului virtual, care este unealta preponderentă pentru activitatea academică în această perioadă și care probabil va mai funcționa pentru o perioadă destul de lungă, deoarece, așa cum ați văzut, absolut toate partea de examene, inclusiv licență și master, se va desfășura online în această perioadă. Deci, probabil că aproape integral, foarte multe dintre activități vor fi desfășurate în acest mod. Am să intru direct în a vă arăta cum funcționează campusul virtual și problemele pe care doream să vi le atrag și după aceea vom răspunde și direct live la anumite întrebări. Colegii mei vor răspunde la întrebările la care se poate și în timp real. Deci în Q&A puteți să puneți întrebări care ne fie nouă direct adresate, nu puteți să comunicați audio cu noi. Am să încep direct prin a face share screen și a vă putea arăta partea de campus virtual. După cum vedeți, aceasta este interfața prin care dumneavoastră accesați de fiecare dată campusul virtual și doresc să vă atrag atenția pentru început asupra două lucruri aici. În primul și în primul rând, sunt convinsă că deja dumneavoastră aveți acces toți la campusul virtual, dar dacă sunt colegi sau știți că mai există posibilitatea prin care nu se poate accesa campusul virtual, vă rog să faceți acest lucru prin click pe acest buton de solicitare de cont de acces de campus virtual. În acel moment vi se deschide un formular pe care trebuie să-l completați și după aceea veți fi contactat direct sau veți primi direct contul sau veți fi contactat cu informații privitoare la faptul că există contul dumneavoastră și în acel moment, cum să zic, dumneavoastră trebuie să puteți să vedeți doar acea informație și să accesați. Cea mai des întâlnită eroare de acces la campusul virtual este sau de citirea oricăror mesaje care vin direct din campusul virtual, este faptul că nu vă uitați și în zona de spam sau că aveți adrese de Yahoo. Adresele de Yahoo, o perioadă a fost chiar un mesaj care a rămas tot timpul permanent aici pe campusul virtual pe care le-am șters recent. Adresele de Yahoo nu sunt încurajate și nu sunt sprijinite de către echipa tehnică a campusului virtual sau de către echipa tehnică a Politehnicii. De aceea vă sugerăm puternic de tot ca informațiile și absolut toată comunicarea pe care o faceți cu Politehnica din Timișoara să o faceți prin adresa oficială de student@upt.ro, adică coadă de maimuță student.upt.ro sau prin o adresă de tip Gmail dacă nu doriți să folosiți acea adresă, deși este mult mai bine să o folosiți, fiindcă aveți dreptul la mult mai multe lucruri. Dacă nu știți să vă recuperați parola pentru adresa de e-mail de student.upt.ro, aceasta va fi, să zicem, se poate solicita prin decanatele facultăților. Lucru foarte important este că această conectare, acest cont de aici, nu este similar, nu este egal cu adresa de e-mail de student.upt.ro. Aceasta este o altă platformă, este o platformă de învățare, de educație online, de online learning și care nu este cu aceeași adresă și cu același username și cu aceeași parolă ca cea de student.upt.ro, pentru că nu se poate realiza astfel, tocmai din motive de a vă proteja pe dumneavoastră și informațiile dumneavoastră. De aceea, primit cu un e-mail, cu e-mailul de obicei cu care v-ați înscris în facultate sau pe care există în baza de date de note și de procese verbale de la secretariate a Universității Politehnica din Timișoara, așa s-au realizat aceste conturi de acces. Vreau să vă atrag atenția asupra acestei adrese de contact, care este support@cv.upt.ro, care este adresa pe care puteți să scrieți
dacă aveți probleme tehnice și întrebări legate de utilizarea pentru campusul virtual. Există de asemenea aplicații mobile dedicate, personalizate pentru campusul virtual pe care le puteți accesa cu același cont de user și de parolă conform cu campusul virtual. Eu acum am să intru cu un cont de de test user, care este un cont de student înrolat în mai multe cursuri. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că și dumneavoastră când intrați într-o asemenea interfață, vedeți același lucru. Ce vă solicităm noi este să vă selectați în primul și în primul rând limba, dacă ea nu este setată automat pe română, să vă setați pe română, fiindcă va putea să vă fie mult mai ușor să urmăriți anumite tutoriale sau să urmăriți indicațiile cadrelor didactice, pentru că indicația clară pentru cursurile care se desfășoară în limba română este să se utilizeze și interfața în limba română. Dumneavoastră vedeți, așa cum văd și eu acum, toate cursurile la care sunteți înrolat. Dacă există vreun curs la care nu sunteți înrolat, el nu apare aici. Deci dacă aveți un curs de restanță sau orice altă disciplină opțională pe care doriți să o realizați, trebuie să puteți să fiți înrolat în campusul virtual și acest lucru deja s-a realizat în mare parte. Dacă există cursuri pentru care nu sunteți încă înrolați, vă rugăm să scrieți pe adresa de e-mail de support@cv.pt.ro pe care am menționat-o și de la bun început, pe care am să rog și pe colega mea să vă treacă aceste informații în zona de chat ca să puteți să salvați adresa de e-mail. Primul lucru pe care întotdeauna vă rugăm să-l faceți este să vă personalizați profilul. Cel mai ușor se face acest lucru, sper că este cât de cât vizibil acest lucru foarte bine, prin acest buton de unde apare acum user test și o imagine. Este o săgetuță acolo. Dacă mergeți pe această zonă și mergeți în zona de preferințe, puteți să aveți mai multe preferințe pe care să le setați. Prima preferință pe care noi vă indicăm să o faceți este cea de la editează profil, în care puteți de asemenea să vă scrieți o altă adresă de e-mail, dacă doriți să vă schimbați, de exemplu, cu adresa de studentul.pt.ro sau de Gmail, având o adresă de Yahoo înainte sau așa ceva, puteți să o schimbați în această setare de aici. Și, de asemenea, foarte important să vă alegeți o altă imagine. Alegerea unei alte imagini este foarte simplu de realizat, printr-un simplu drag and drop de pe calculator. Eu am tras acum o altă imagine pe care am accesat-o, am pus-o și automat imaginea mea se va schimba. Vă rugăm ca imaginea dumneavoastră, aceasta este o platformă oficială a Politehnicii, să vă reprezinte pe dumneavoastră, nu cățelul, nu pisica și nu pe dumneavoastră la plajă, ci pe dumneavoastră într-o poză de portret cât se poate de oficială. Și de ce vă rugăm să faceți acest lucru? Pentru ca să vă poată identifica și cadrele didactice mult mai ușor, încât să puteți să fiți, să vă poată recunoaște și după imagine, atât când veniți în sesiunile online de cursuri, cât și mai ales în partea de examen. Absolut orice modificare faceți în această zonă de editare de profil trebuie să o finalizați cu actualizează profil și în acest moment vedeți că poza mea de profil s-a schimbat și am o altă poză de profil. În această modalitate pot să schimb și parola, deci puteți să vă schimbați parola cât se poate de des, numai să vă țineți minte. Indicația noastră este schimbarea lunară a parolei pentru asemenea tipuri de acces. Sau puteți să și cereți resetarea parolei, dacă nu mai țineți minte parola dumneavoastră, din prima pagină de autentificare în această platformă. Dar foarte important, dorim să vă atragem atenția asupra unor preferințe pe care dorim să verificați că sunt corect făcute. Prima dintre ele este preferințele de forum. Forum sunt mesajele prin care dumneavoastră primiți informațiile legate mai ales de fiecare disciplină în parte la care sunteți înrolat, scrisă de către cadrul didactic de cele mai multe ori. Și pentru ca să puteți să primiți acest mesaj foarte urgent, imediat, el se transmite de obicei în maxim 30 de minute, 40 de minute după ce a fost scris de către cadrul didactic, dacă el a solicitat ca mesajul să fie transmis imediat. Există și o posibilitate de o întârziere de transmitere de 30 de minute pe care cadrul didactic poate să o opteze.
Deci, ca să puteți să primiți aceste mesaje, trebuie să aveți selectat acest lucru, fără rezumat, câte un e-mail pentru fiecare articol pe forum. Altfel, dumneavoastră veți primi mesaje doar o dată pe zi sau o dată pe săptămână, ceea ce nu, în această perioadă nu este deloc indicat, pentru că nu veți putea să aflați nimic despre cum să comunicați cu cadrul didactic și cum să susțineți acest lucru. De asemenea, înscrierea aceasta automată la forum să fie activată dacă îmi postez în schemă la discuțiile din acel forum. Deci, în momentul în care este un forum general, cum am să vă arăt că sunt unele dintre forumurile care sunteți înrolat ca și student, și doriți să puneți o întrebare acolo sau puneți un răspuns, să primiți și prin e-mail acest răspuns automat pe care îl aveți. În momentul în care ați făcut aceste modificări, le salvați. Cealaltă modificare de preferință pe care ele normal ar trebui să fie presetate astfel, dar sau unii studenți le-au modificat și astfel nu mai pot să primească informațiile. Cealaltă notificare este cea de mesaje, care sunt mesajele 1-1. Comunicarea prin forum este cu mai mulți utilizatori, mai mulți studenți de obicei în același timp, este cum ați spus și dumneavoastră notificarea de a participa la acest webinar, dar notificarea prin mesaje este o notificare 1-1. Aici obligatoriu să aveți această selecție activată, că puteți oricine să vă comunice, deci nu doar contactele dumneavoastră, fiindcă s-ar putea să nu aveți niciun contact setat în zona de mesaje, niciun prieten, ca să zic într-un limbaj mai simplu, setat în, în acest campus virtual sau în zona de mesaje. Și obligatoriu trebuie să fie și de la ceilalți participanți la curs, adică oricare dintre colegi sau cadru didactic să vă poată scrie mesaj, fiindcă altfel nu puteți primi mesaje directe de la ei, chiar dacă ei încearcă să vă scrie. Și ca preferință să primiți acel mesaj și ca notificare prin e-mail, să nu trebuiască să tot intrați în campusul virtual ca să puteți să le vedeți. Acestea sunt cele mai importante setări de preferințe pe care le puteți avea. Restul vă rugăm să le descoperiți și dumneavoastră direct aici în această zonă. Sunt convinsă că aveți abilități digitale încât să puteți să urmăriți toate aceste lucruri mult mai simplu. De exemplu, cum primiți un mesaj? Mesajul este 1-1. Da? Eu am trimis, de exemplu, aici niște mesaje și s-au primit niște mesaje. De exemplu, un mesaj care a venit direct de la dintr-un curs din acesta social, cum îl numim noi, care este un curs de informare generală, care a venit de la o colegă care a scris la absolut toți participanții de la un curs de informatică, de la o specializare de informatică și care a scris și a trimis la toți studenții acest mesaj. Sau sunt mesajele private, cum am scris eu astăzi unul către acest user, și la care puteți să răspundeți direct. Deci aici, în zona de jos, după cum vedeți, puteți să vedeți că am și răspuns imediat acestui mesaj, făcând click pe această săgeată, mesajul a fost trimis către acel user. Deci este o comunicare directă cu un user sau cu un grup de utilizatori, cum este în cazul acesta grupul de utilizatori de anul întâi din diferite specializări în care eu acum sunt înrolată și în care și dumneavoastră ca și student sunteți înrolat în anumite grupuri. S-ar putea să fie nici unul acolo și să trebuiască să-l căutați. De exemplu, eu caut acum că vreau să trimit un mesaj către Andone. Da? Și vedeți, apare că nu sunt în lista de prieteni. Deci nu am fost selectată de acest student în lista de prieteni, nici nu-i cazul să o face, s-ar putea ca multe dintre cadrele didactice să nu accepte acest lucru, dar dacă dumneavoastră aveți setarea aceea că oricine poate să vă trimite un mesaj din acel curs, deci nu oricine din campusul virtual, doar din cursurile în care dumneavoastră sunteți înrolați, am selectat acest lucru și acum pot să scriu un alt mesaj care să plece direct către acea persoană. Deci aceasta este modalitatea de comunicare directă între utilizatorii de la un curs sau cu un anumit cadru didactic, nu cu toată lumea. Cealaltă modalitate de comunicare directă este prin forumul fiecărui curs. Și acum am să intru într-un singur curs, de exemplu, am să intru în cursul de algebră și geometrie, fiindcă cam așa arată toate, să zicem, cursurile pe care dumneavoastră le aveți.
Și dacă vei merge în această zonă de news forum, care deja ați văzut-o, sunt sigură, în toată zona de cursuri, aici se poate vedea că există o întrebare deja, la care se poate răspunde. Deci inclusiv dumneavoastră direct puteți să răspundeți la această întrebare. Am să fac acest lucru într-un alt curs, am vrut să vă arăt doar că aici se fac întrebările care sunt trimise direct către toți studenții și către toți participanții la acel curs, inclusiv tutorii. Tutorii, cadrele didactice, apar întotdeauna sus, lângă numele cursului respectiv și puteți să și vedeți informații despre acel cadru didactic și să-i trimiteți direct un mesaj, direct, dacă doriți să comunicați direct cu acel cadru didactic și nu cu restul. De asemenea, tot de aici puteți să vedeți și ceilalți colegi care sunt înrolați în acel curs și să comunicați direct cu unul dintre colegii dumneavoastră. Deci puteți tot timpul să vedeți în cursurile în care sunteți înrolat, care vă sunt colegii. Nu vedeți niciunul dintre alți studenți, dar puteți să vedeți colegii dumneavoastră din acel curs. Există niște cursuri care sunt cursurile, noi le, cum am zis, le numim sociale. Unul dintre ele este cel de studentul PT, prin care ați și primit aceste informații legate de acest webinar. Este un curs foarte general în care sunt înscriși absolut toți studenții din Universitatea Politehnică din Timișoara. De aceea aveți niște restricții un pic în acest curs, nu puteți chiar să comunicați atât de ușor, dar aici există un forum prin care se poate comunica cu absolut toată lumea, exact cum am făcut-o eu acum. Am comunicat cu dumneavoastră, cu toți, ca să participați la această sesiune de training. Și aveți toate metodologiile și toate actele care sunt emise în această perioadă de către Universitatea Politehnică din Timișoara pentru a le putea consulta. Aveți de asemenea informații de consiliere psihologică de la colegii de la Centrul de Consiliere, aveți câteva informații oferite de sport și tutorialele de cum să faceți anumite lucruri în campusul virtual. Vă rugăm foarte mult să le urmăriți aceste tutoriale înainte de a veni cu întrebări la noi și să vedeți cum puteți să predați anumită temă de casă, să scrieți în forum, etc. Eu am să vă arăt aceste lucruri direct acum, dar de asemenea puteți să le și folosiți pe acestea pentru a vă putea împrospăta informațiile și modalitatea prin care puteți să predați anumite activități sau anumite teme. Deci acest curs de informații generale studente TUPT este unul dintre cursurile destul de importante în care sunteți înrolat, care conține informații generale și care sunt valabile pentru absolut toată universitatea, pentru toți studenții din universitate. Dar de asemenea mai există niște cursuri specializate, cum este de exemplu acest curs de informatică, IDE, zice noutăți informatică IDE, un curs social. Dumneavoastră sunteți înscriși într-un curs de acest gen cu prescurtarea, numelui de facultate, numele scurt al facultății, AC, ETTI, CT, construcții, etc., SC. Și acel curs este un curs în care sunt tutori vizibili decanul, prodecanul și secretarul șef, dar sunt înrolați toți studenții de la acea facultate și se comunică cu studenții de la acea facultate. Cum ați văzut, de exemplu, că s-au trimis aici, sunt studenții de la învățământ la distanță, de la specializarea de informatică, care au primit informații de planificare a întâlnirilor din acest weekend. Deci, în acest mod, puteți să primiți informații care sunt generalizate pentru întreaga facultate și se poate comunica în acest mod cu dumneavoastră. Și vă rugăm să fiți sigur că puteți să vedeți acel curs și că sunteți înrolați în el, încât să puteți să îl accesați de câte ori este nevoie. Pentru studenții care sunt în an terminal, va exista un curs care este numit de licență sau de disertație, în funcție de cum este numele lui. În cazul acesta, ele sunt, de exemplu, diplomă ETCTI, că este de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, în care vor exista informații despre regulament, despre anexe, despre modalitatea de încărcare a acestor anexe și prin care se va comunica cu studenții din anii
terminal în această perioadă și prin care veți primi și informațiile de la comisie privitoare la modul de susținere a activității de finalizare a studiilor pentru cei care sunteți în această situație, adică în an terminal. Deci, pentru fiecare facultate și specializare, fie există, fie va exista într-un timp foarte scurt un curs de acest tip pentru a se putea comunica cu dumneavoastră. La fel, va exista un curs de practică care va fi înrolat studenții de la o anumită specializare și un anumit an de studiu pentru cei care au trecută și practica în activitatea pe care trebuie să o finalizeze în acest an și unde veți primi și temele și comunicarea și anexele și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să finalizați. Acum vreau să vă arăt în special cum să răspundeți la anumite activități. Am pregătit câteva asemenea activități într-o activitate de test. Și primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este un forum în care, după cum v-am zis, se transmite mesaj către absolut toată lumea, prin care se poate adăuga o anumită informație. Eu am să scriu acum ceva. Această interfață este foarte prietenoasă, vă permite scrierea de absolut orice text în orice informații pe care le aveți dumneavoastră. Eu am să scriu acum, de exemplu, un text pe care am să-l aduc aici și pe care pot să-l și formatez în orice modalitate doresc eu. Deci pot, de exemplu, să-l fac să fie ca și titlu, pot să-i schimb culoarea. Acestea sunt opțiunile ca și student pe care le aveți. Să-l fac cu bold, etc. Dar poate cel mai important lucru, mai ales când doriți să comunicați cu cadrul didactic și fie să-i spuneți de o eroare, fie să-i spuneți unde aveți predat o anumită temă, o anumită activitate, este să adăugați un link direct. Se selectează acel text, se merge pe această opțiune de creează link și se introduce un link care, după cum vedeți, se poate copia în timp real dintr-o interfață, dintr-o altă pagină web. E bine să optați să se deschidă într-o fereastră nouă ca el să nu vă îndepărteze din campusul virtual și am creat acest link și în momentul acesta apare această pagină ca și un link. Aici se pot introduce de asemenea și poze și clipuri video, se poate formata, deci este un mod clasic de comunicare. Dacă selectați avansat, veți vedea că puteți să adăugați inclusiv fișiere. Da? Deci eu pot adaug acum aici absolut orice fișier, un fișier pe care îl am undeva scris sau pus, pe care să-l pot adăuga și doar printr-un simplu drag and drop să-l adaug și el să fie trimis direct tuturor acelora. Sau dacă m-am răzgândit, da? Nu mai vreau să-l trimit, am făcut click pe el, vă arăt că aceasta este o interfață standard pentru absolut toate tipurile de comunicare. Deci am adăugat fișierul acesta, dar nu sunt decisă că acesta e. Sau am adăugat altul greșit. Făcut click pe el și i-am zis șterge și în momentul acela fișierul a fost șters. Deci nu merge prin îndepărtare, tragerea lui. El se poate trage aici pentru a fi adăugat, dar trebuie să faceți click pe el pentru a-l putea șterge. Și bineînțeles, foarte important să trimiteți acest mesaj având această bifă activată de discussion subscription, adică că orice mesaj, orice răspuns la această postare a dumneavoastră vă va veni și prin e-mail. În momentul în care am spus trimite e-mailul pe forum, după cum vedeți, el a apărut aici. Sunt înscrisă la acest mesaj, deci voi primi automat orice răspuns, oricine va încerca să răspundă, inclusiv eu dacă voi răspunde absolut orice la acest mesaj. El va fi salvat și îl voi primi și prin e-mail și el va fi trimis și prin e-mail direct la toți participanții, dar se și păstrează în forum, încât să fie vizibil pentru toți participanții din acest curs, ceea ce este foarte bine și foarte indicat, încât să poată urmări toată comunicarea și ea rămâne salvată. Vă sugerăm ca întotdeauna să comunicați astfel cu cadrele didactice, cu
cu profesorii dumneavoastră, pentru, atât printr-un mesaj direct, cât și prin forum, deoarece acestea sunt informații salvate, rămân acolo. Nu, dacă trimiteți prin e-mail, acel e-mail poate să ajungă în spam, poate să nu ajungă deloc la cadru didactic, mai ales dacă aveți o adresă de Yahoo. Și automat să nu puteți să comunicați. Astăzi aveți senzația că cadrul didactic nu vrea să vă răspundă, dar în realitate el de fapt să nu fi primit niciodată mesajul. Dacă i-ați trimis mesaj prin zona de mesaje, cum am arătat direct, sau prin forum, aproape întotdeauna profesorul răspunde sau oricum el rămâne salvat aici și oricând puteți să solicitați de ce nu v-a răspuns un cadru didactic la un anumit mesaj. Un lucru foarte important pe care vă rog să-l rețineți este că absolut orice comunicare de acest tip trebuie să se întâmple prin campusul virtual, deci direct de aici, fie din acest forum, da? Fie prin această zonă de mesaje care v-am arătat că există în această parte. Deci, fiindcă dacă nu o faceți astfel, ele nu rămân. Dumneavoastră primiți prin e-mail doar o notificare din campusul virtual. Nu primiți, nu puteți să răspundeți direct la acel e-mail. Sunt în continuare zilnic câteva sute de e-mail-uri care se primit pe acea adresă, care este un noreply@cv.pt.ro, căci studenții răspund direct la mesajul care le-a venit direct din clientul lor de e-mail, dau reply și au senzația că acel mesaj ajunge la cadrul didactic sau înapoi. Nu, nu se poate comunica prin e-mail cu această interfață sau cu cadrele didactice. Acelea sunt doar notificări de mesaje care sunt transmise prin intermediul campusului virtual. Deci întotdeauna vă rugăm să veniți în campusul virtual pentru a putea răspunde la acest lucru. Una dintre cele mai des întâlnite activități pot să fie cele de blog. Aceasta este o activitate de blog în care, făcând click, de exemplu, faceți reflexe pentru un proiect sau vreți să scrieți un mesaj, sau vi se spune, în care se poate scrie absolut orice. La fel ca și în celelalte mesaje, numai că ele arată puțin diferit față de restul și, bineînțeles, poți să adaugi tag sau alte lucruri și am adăugat acest post și în momentul acesta el este adăugat și este vizibil pentru toți utilizatorii din această interfață. Sunt pentru anumite specializări sau pentru studenții de la master se folosește foarte des această unealtă de tip blog, dar interfața de scriere este similară peste tot, atât în forum, în blog, cât și în altele. Dumneavoastră, orice fișier aveți, puteți să-l descărcați sau să-l vizualizați. Deci cum este acest caz acum la mine, am făcut click și mi s-a deschis să pot să descarc fișierul. Sau puteți să vizualizați temele de predare. Înainte de aceasta vreau să vă arăt cum puteți să vă vedeți prezența. Fiindcă cadrele didactice au primit instrucțiuni să realizeze prezența la fiecare dintre întâlnirile față în față pe care le realizați prin videoconferință. Iar acest lucru îl puteți vedea făcând click pe o prezență, se numește prezență de obicei acolo, de unde puteți să vedeți absolut toate sesiunile sau doar ultimele săptămâni, da? Ultima săptămână de sesiune sau absolut, sesiune de activitate pe care ați avut-o și să apară când ați fost prezent, când nu ați fost prezent, când ați fost lăsat, că nu se știe dacă ați fost absent sau prezent, este asta, dar de obicei asta înseamnă că sunteți absenți, și să vedeți la câte sesiuni ați participat, la câte cursuri, la câte sesiuni. De asemenea, puteți să vedeți prezența la absolut toate cursurile. Da? Vedeți aici, în secțiunea de prezență, vedeți prezența pentru un curs sau pentru absolut toate cursurile. Vedeți peste tot unde cadrele didactice au această funcție de prezență activată și unde vă trec prezența, câte sesiuni au fost și la câte ați participat și cum ați participat. Sunt unele la care se dă notă, vedeți că apar clar că sunt graded session, adică asta înseamnă că prezența va face parte dintr-un punct în plus sau în funcție de cum a comunicat cadrul didactic, sau sunt sesiuni de prezență și de participare la anumite întâlniri prin care nu sunteți notați, deci nu va fi notă, parte din nota pe activitate sau din nota finală. Aceasta este o activitate care este la atitudinea cadrului didactic, dacă o realizează sau nu o realizează cu dumneavoastră. Cealaltă activitate care apare foarte des în campusul virtual este cea de predare a unei activități, în care dumneavoastră predați o temă de casă.
După cum vedeți, de obicei scrie acolo și iconița standard pe care trebuie să o vedeți este aceasta de mână care ține, de mânuță care ține o foaie în mână, adică de predarea unei unui fișier. Și aici este foarte simplu, aveți întotdeauna termenul de predare bine marcat, câte zile și câte ore mai puteți să predați acest fișier și descrierea lui, că aici trebuie să încarc un singur fișier. Încărcarea aceasta se face foarte simplu prin adaugă lucrare și aici aveți un mesaj întotdeauna obligatoriu. Câte de mare poate să fie fiecare fișier și câte fișiere puteți trimite. Deci fiecare fișier trebuie să nu depășească 5 MB în acest caz și puteți să trimiteți maxim 5 fișiere. Dumneavoastră trebuie să selectați fișierul și să-l aduceți aici, așa cum am făcut acum, și să zic salvează modificări. Dacă nu face salvează modificări, el nu apare. Până la termenul limită, după cum vedeți, pot să editez această temă. Fie să adaug altul, fie să șterg și să adaug altul, fiindcă am acest fișier pe care îl văd aici și pot să mai adaug încă unul sau să îl șterg pe acesta. Lucru foarte important, dar acest lucru îl pot face doar până la termenul limită, nu mai mult de atâta. Și în momentul în care va apare aici pe verde că este submitted for grading, acest lucru înseamnă că se poate nota deja de către cadrul didactic această activitate pe care dumneavoastră o aveți și vă spune foarte clar că mai puteți face modificări și puteți să îndepărtați cu totul această activitate pe care ați realizat-o. Este foarte important să vă micșorați fișierele pe care le predați. De obicei, fișierele maxim acceptate sunt de 10 mega, dar de multe ori cadrele didactice limitează aceste fișiere ca și dimensiune, pentru că știu că dumneavoastră trebuie să știți să le micșorați, fie că sunt fișiere de cod, fie că sunt alte tipuri de fișiere. Întotdeauna vă rugăm să predați fișiere de tip validat, deci de tip PDF sau așa ceva, fiindcă acelea sunt sigur, cum să zic, finale, deci nu un fișier de tip DocX sau așa, fiindcă acolo nu întotdeauna poate că se poate citi sau ceva. Fișierele de tip PDF sunt citibile indiferent de ce calculator are cadrul didactic al dumneavoastră sau de tip JPG. Deci fișierele care sunt standarde recunoscute indiferent de softul în care el a fost realizat. Și ideal este ca fișierul să poarte numele dumneavoastră, nu cum am pus eu aici un chestionar OER, fiindcă așa pot să fie toate, sau tema 2. Cel mai des vedem tema 1, tema 2. Puteți să scrieți tema 1, dar liniuța Andone, să se știe că acesta este fișierul dumneavoastră de către cadrul didactic, care, dacă are 200 de studenți, salvează absolut toate fișierele odată și după aceea trebuie să caute în fiecare dintre fișiere care este numele studentului și unde a fost el încărcat și cum, și să vă scrieți și numele și în interiorul documentului, nu numai titlul fișierului, încât cadrul didactic să poată ușor să vă identifice care sunt studenții, cu ce temă au predat de fiecare dată. Și aceasta este cea mai des întâlnită modalitate de predare de temă. O altă modalitate destul de des întâlnită este cea de alegere a unei teme de proiect. În condițiile acestea am de ales, de exemplu, o temă de proiect. Spun că doresc să fac o temă de proiect. Ea este creată de cadru didactic și este disponibilă pentru un anumit timp, de obicei. Care, dacă o anumită temă de proiect, după cum vedeți, este plină, deci a fost selectată de cât studenți a indicat cadrul didactic, 1, 2, 3, 5, 10, că poți aleagă acea temă de proiect, nu mai puteți să interveniți asupra ei. Deci nu mai puteți să o selectați, doar temele care sunt disponibile. De obicei este pe principiul primul venit, primul servit. În momentul în care am selectat această temă de proiect, voi vedea că aici sunt primul care a selectat această temă de proiect, deci nu mai este un alt coleg care să fi selectat această temă de proiect și alegerea mea a fost salvată și în momentul acesta eu pot să văd că am ales această temă de proiect și mi se și spune foarte clar că am ales tema 2 de proiect. Asta este foarte des întâlnită și va fi folosită și pentru alegerea de opțiuni de cursuri pentru sau de alegerea de specializare, de împărțirea pe grupe la începutul anului academic viitor sau la finalizarea acestui an academic. Cealaltă modalitate prin care dumneavoastră puteți să mai dați examene sau alte activități prin campusul virtual este cea de test grilă.
În acest moment există un test aici care vedeți că îmi spune că eu sunt disponibil doar pentru un timp foarte limitat. Cât timp am la dispoziție din momentul în care lansez testul să completez toate întrebările, lucru foarte important, și trebuie să vă încadrați în acel timp, pentru că altfel nu veți primi nicio notă pe această examinare. În momentul în care îl lansez, primesc și această mențiune, foarte clar că este un chestionar temporizat, îi spun că îl lansez, nu știu, sper că, nu știu dacă îl mai vedeți, că el s-a deschis într-o altă fereastră, numai puțin, fie că așa era setat, am să-i fac un new share ca să deschideți, să vedeți această fereastră, da? Cum vedeți această fereastră test, în care pot să completez testul, și aici am o alegere de preferință de culoare, de exemplu, am pus unde se poate alege, de exemplu, o ordine după fiecare dintre ele. Celălalt test este să fie un răspuns corect. Care este răspunsul corect? Pot să aleg una sau mai multe opțiuni. Sau să aleg care sunt culorile calde. Aici este o singură opțiune de ales. Și în momentul acesta voi vedea răspunsurile. Până când nu faceți, trimite tot și termină, el nu este trimis cadrului didactic. Am sesizat că sunt foarte mulți studenți care nu finalizează testele care le-au de făcut cu studenții, care le-au fost date de către cadrul didactic. Fie că este un examen, fie că este o secțiune, să zicem, de test la un laborator sau la un proiect. Trebuie să dați trimite tot și termină. Din nou, sunteți întrebați de acest lucru, să-l confirmați. Și în momentul în care le-ați trimis, veți putea avea, dacă cadrul didactic a dat această opțiune, și care sunt răspunsurile corecte și care nu a fost răspunsul corect și cum ar fi trebuit să răspundeți, da? Și să vă finalizați verificarea și în momentul acela, o secundă, să merg să vă dau din nou share screen la fișierul cu textul respectiv, fiindcă era asta deschis într-un pop-up, într-o fereastră nouă. În momentul acela puteți să și vedeți nota pe care am obținut-o dacă fiecare întrebare a primit un punctaj anume pentru a putea să se vadă acea notă în acel, de către, această opțiune se face de către cadrul didactic, nu de către dumneavoastră. Fiindcă am vorbit despre note, veți primi absolut toate notele în această perioadă prin modulul de note din campusul virtual. În dreptul fiecărui curs al dumneavoastră aveți un link care se află în partea stângă întotdeauna sub numele cursului respectiv de note. În momentul în care îl selectați, puteți să vedeți notele pe care le-ați luat pe fiecare dintre ele, inclusiv notele, de exemplu, pe această activitate. Pentru notele la care nu ați completat încă activitatea, vă apare 0. Pentru nota de la test apare automat și vă și spune care este ponderea calculată pentru totalul notei de la fiecare dintre ele. Această pondere am calculat-o eu acum doar pentru aceste două activități. Restul pot să fie notate, dar pot să nu fie luate în calcul de către cadrul didactic în nota finală. Și totalul meu de curs este 8,5, nota pe care eu am obținut-o și pot să văd automat nota mea la fiecare dintre cursuri. Acest lucru, cum am spus, se face din modulul de note, direct din această zonă de sub titlul fiecăruia dintre, să zicem, cursurile la care sunteți înscriși fiecare dintre voi. Puteți să aveți sesiuni de chat online, acest lucru vreau să vi-l arăt, fiindcă sunt la două sau trei facultăți, am văzut că s-au realizat chat-uri. Ele sunt active doar într-o anumită perioadă. Deci este creată ca o sesiune de chat, faceți click pe ea, ea se deschide din nou într-o altă fereastră și am să trebuiască să vă dau share la această fereastră ca să puteți să o vedeți, doar o secundă. Da, am găsit-o. Foarte multe ferestre deschise. Deci este o sesiune de chat în care dumneavoastră puteți să scrieți absolut orice mesaj, să-l trimiteți și să comunicați cu toți studenții care sunt în acea perioadă într-o sesiune de chat.
Sunt sesiuni care se întâmplă în timp real, de obicei într-o anumită perioadă, ele sunt active doar într-o anumită perioadă și sunt utilizate doar la anumite facultăți. În momentul în care sesiunea s-a finalizat, puteți să faceți click pe această parte și să vă duceți direct să vedeți care sunt sesiunile, ce teme s-au realizat, etc. Sau să închideți direct fereastra și în momentul acela nu mai vedeți sesiunea de chat, dar ea a fost salvată în această interfață și ea este disponibilă doar pentru o anumită perioadă. Este o activitate care se întâmplă mai rar în campusul virtual, dar am sesizat că sunt cadre didactice care o folosesc cu studenții. Cealaltă activitate care am sesizat, mai ales la științele comunicării, că s-a folosit, este o activitate de tip temă, de tip glosar, în care studenții trebuie să introducă o nouă temă, un nou cuvânt, să caute un cuvânt și să scrie o definiție asupra lui. De exemplu, aici ar veni conceptul de, să zicem, CVUPT. Acesta este un Moodle, deci o definiție a lui. Puteți să adăugați cuvinte cheie, să adăugați link-uri, să puneți link-uri către anumite alte resurse, nu știu, din Wikipedia sau din alte resurse pe care le-ați găsit, să adăugați o imagine și să o salvați. În momentul acela dumneavoastră v-a apărut că la cuvântul C, la C, CVUPT, ați introdus o nouă definiție de termen de specialitate și este una dintre activitățile care s-a dat foarte des în această perioadă pentru specializările de la științele comunicării, așa am sesizat. Cealaltă parte care doresc să vă arăt foarte pe scurt este cea de calendar. Atât sus, sub numele dumneavoastră, cât și aici în meniul meu, deci în această parte de calendar, puteți să vă accesați calendarul. În acest calendar aveți absolut toate termenele prin care trebuie să predați ceva. Dacă aceste activități au fost create și cu un termen de predare sau dacă cadrul didactic v-a creat când veți avea o sesiune față în față, de exemplu, sau când aveți o sesiune de examen. Și ele apar în calendar, sunt marcate, după cum vedeți, clar cu o altă culoare și puteți să-l exportați. Cel mai important lucru este că puteți să-i exportați toate aceste evenimente și să le importați în calendarul dumneavoastră pe care vi-l țineți pe telefonul mobil. Dacă faceți acest lucru din aplicația mobilă, deci autorizați acest export de calendar în aplicația mobilă, ele sunt tot timpul updatate în aplicația mobilă, deci orice notificare de fapt că trebuie să aveți o predare de activitate, un examen sau o întâlnire, prin aplicația mobilă vă poate veni direct pe telefonul dumneavoastră și în calendarul din telefonul dumneavoastră personal. Este o activitate destul de utilă și destul de importantă, mai ales acum în sesiune, să zicem. Noi vom încerca ca împreună cu de secretariatele, examenele, programările de examene pentru anii mai mari, mai ales să fie trecute și în calendarul din campusul virtual de către cadrele didactice, încât să puteți aveți clar care sunt zilele de examen pentru fiecare dintre cursurile pe care le aveți de făcut. Cam acestea au fost lucrurile cele mai importante pe care am vrut să vi le arăt legate de campusul virtual. Sper că nu am fost foarte repede, dar știu că aveți competențe digitale bune și că ați reușit să înțelegeți. Multe dintre ele au fost și explicații, după cum ați venit, nu doar tehnice, ci și de cum să utilizați corect încât să vă puteți îndeplini corect toate activitățile.